consilieri locali sunt prezenți 14, asistează nemotivat domnul Popoiu Constantin. În prezentul majoritatea ședinței este legal vot. Nemotivat, nu am discutere de legal. Fiind prezentul majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrări. Domnul primar, vă rog să prezentați coordonatul. Cum ați fost informați? Ordinea de zi, avem 5 proiecte diverse plus 3 suplimentări. La proiectul numărul 1 erau 2 rectificări de buget și le-am cumulat. Sau s-a făcut un singur, că era acel. Da? Cine este pentru ordinea de zi, inclusiv cu suplimentarea? Observații la procesul verbal la ședința din 31 octombrie? Dacă nu spun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Domnul președinte de ședință, vă rog să da. Te-am început? Domnul Lopez. Sunteți de președinte de comisie? Nu de comisie, de ședință. Da. Vă rog. Comisii, când întâlnim în 5. Așa cum ați fost înștiințat de domnul primar, la primul proiect al ordinii de zi, proiectul 87, avem o rectificare de buget. Discuții, dacă știți materialul, dacă aveți. Cine dorește să scrie la cuvânt? Așa, pareți de la PSD. Da? Protocolul. Gata. Mă vreți înapoi, nu? Avem nevoie doar. Dacă sunt discuții vis-a-vis de rectificarea bugetară, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Domnul Cheamă, mulțumim. Domnul Cheamă, mulțumim. Nu am o ochelare, am primit materialul urchid. E motiv de abținere sau dacă nu are ochelare. Vă mulțumim. Specificați, nu am ochelare. Nu sunteți în zona aia cu număr. Am primit abia astăzi modificarea. Vă mulțumim, vă mulțumim. Proiectul următor, 88. Aderarea Comunei Căiuți la Asociația Comunilor din România. Dacă aș citi materialele discuții. Eu zic aici discuții, dacă e să facem vis-a-vis și de taxe, cu următorul tot la fel, nu? Să facem o discuție generală și pe următoare le spunem la vot. Cine se scrie la cuvânt? Pune la vot. Cine este pentru aderarea Comunei Căiți la Asociația Comunilor din România? Împotriva, abține? Mulțumim. Proiectul de hotărâre 89 este tot însușire acordul de cooperare cu acordul. Dacă ați citit, cine este de acord? Ceva discuții? Nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Da, da, pentru. 90. Privind aprobarea modalității de valorificare a masei noastre provenită de la o partidă marcată prin plajul comunal. Masele noastre fasonate la ceată. 90 de metri cub. Discuții? E mare ceva? Avem, avem. Nu? Cine are spate? Cine discuții? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Atâta trebuie la primărie. Mulțumim. Atâta număr ca. Doi ani. Ați votat? Da. 14. Proiectul 91. Se aprobă contul de execuție și indicatorii execuției bugetului local al Comunei Căiți la data 30.09. La discuții, dacă sunt, avem și pe doamna contabilă aici, întrebări?
Stăm în pauză? Cea mai rapidă ședință, doi pauză. Ai câștigat. Eu unul am parcurs, dar m-am abținut de la comentarii, așa mi-am propus până la sfârșitul mandatului de consilier. Și cine este pentru discuții, nu? Nu. Se aprobă, nu? Sau nu? Supune la aprobare cine este pentru. E o oglindă. Are venituri 4.919.000, are încasări de 450.000. S-a votat, domnul consilier, vă mulțumim. S-a votat, domnul. Aveați... Aveți aici, vedeți, este oglindă, categorie, unde s-a plătit, cât și cum. Aveți timp să citiți acasă, dacă sunt nelămuriri la următoarea ședință. Să stăm la, nu? Da. Da, dar ce mai e? 92. Aprobarea trecerea imobilului Școala Vânceni din domeniul public în domeniul privat. Cine este pentru demolare și proiectul de hotărâri? Vă mulțumesc. Împotriva, abține? Nu. Trece mai departe. Dar proiectul 93. Am văzut un știu cu ce au ușit să spun la congres al 12, dar nu așa era, păi nu trebuie. Avem un proiect de hotărâre cu bunuri imobile. Da. Trebuie, nu? Da. Cine este pentru 3 străzi să treacă în domeniul privat, nu? În domeniul public. Strada Aluniș, Doinei și Lunci. Este pe Viola Proale, Aluniș, Pagul, Stevear, Dracul. Cine este pentru? Introducerea în domeniul public a 3 străzi, 3 uliți. Mulțumim. Proiectul 94. Cotizația 1500 la grupul local, cred că sunteți de acord. Cine este pentru? Gal, mulțumim. Abține numai decât o arunc ei pentru. Mai avem? Ceva? Nu. Diverse. La diverse. Să zicem noi cineva împotriva abțineri? Nu. La punctul diverse discuții, cine vrea să fie la discuții, dar așa, scurt, rapid, o să fie ședința. Domnul Oprea, vă... Aș dori să fie sub președinte, cu asele următoare șase. Da? Poate. Dacă prind o zi în ea, nu mai vrei. Dar mai vin la ședința, pe către ea. Deci, discuții la... Geaca ai avut și-i faci minuni. Ce zic? Geaca ai avut și-i faci minuni. Nu, păi, pun pe care... M-am dat o fără, dar... Domnul Sărbu, vă rog. Noi, cu o oră înainte, am avut Consiliul de Administrație la școală. Și am aflat o veste tristă, potrivit căreia în satul Blidar, o mamă cu 3 copii elevi, Ciorneschi Lenuța, este programată pentru o operație foarte grea de cancer la Cluj, în luna ianuarie. Aș propune Consiliului Local să aprobe dacă are sentimentele astea mai dezvoltate pentru oameni necăjiți de genul acesta, printr-o hotărâre de Consiliul Local, un ajutor financiar pentru o operație care se ridică la peste 150, termeni ăștia vechi, că dumneavoastră numai cu termeni vechi. Deci 15-20 de milioane de lei. De... Da, cel, dacă dați voi un mic numărul ăsta, cel mai mare copil e în clasa 7-a. A 6-a. 6-a? A 6-a. Noi am mai dat ajutoare de genul ăsta, o să nu-i cumpăr de hotărâri, iar în spatele proiectului de hotărâri o să vină niște documente medicale, care o să vadă. O să... Ce vă... Doamna contabil de aici, vreau să lămâresc, nu ne facem iluzii de sume catastrofale și după aceea nu avem de un sublime. Dar cât mai aveți în cont, acolo? Cât mai este, știți? Este... Erau, cred că, în jur de 10 milioane, 10 mii de lei, ar mai fi. Nu mi-a spus dinainte să vin cu situația. Acum am fost. Nu a trebuit 10 milioane ați avut? Da, cam în jur de 1000 de lei. Faceți o rectificare. Acum cerere, dar să fac
o constatare la fața locului. Adică noi pregătim o trebuie să punem și o sumă și să venim. Asta, noi acum facem o consultare, cum ar veni, ca să trezăm... Domnul primar, se poate analiza suma care e propusă. Pentru anchetă socială. Sigură, da, anchetă socială cu documente și putem trebui printr-o rectificare de buget. Suplimentăm bugetul. Redistribuie de credite pentru aceleași capitol. Domnul primar, dar nu credeți suma? 15 milioane în voi? 150 milioane. Nu. 15.000 de lei. E operația. Nu, dar nu se poate. Operația... Fiindcă mea este medic la Cluj. Rezident. Și operația este gratis. Deci clar. Dacă e, dacă... Numai dacă o face la privat. Nu, la privat. Nu. Dar dacă vrem acela ceva, n-am nevoie de vorba. Dacă operația și tratamentul este de acord din satul dumneavoastră, ce o fost fiind renunță să numește, dar... Trebuie să iau legătura cu ea. Cum? Cum? Ciornesc e căsătorită, este asigurată, soția este asigurată. Nu știu dacă e asigurată. E și o problemă, pentru că... Dacă nu este asigurat, nu va trebui să ne combinăm cu actualul soț și nu știu dacă... Da, ea este, ea se deocamdată este o tatonare de teren. Dacă dumneavoastră... Să fac păcerele, domnul. Și păi cel mai corect, dă-mi și dispun... Domnul primar să declanșeze ancheta socială, să trimită asistenții pe teren, să o depisteze, să stea de vorbă, să vadă actele medicale și să întocmească actele necesare pentru acest ajutor, dacă se poate, dacă... Vom vota în unanimitate, înseamnă că de domnule și de suntem alături de suferințele oameni. Dar nu, doamnelor, acum nu consiliul local trebuie să susțină toți aia 15.000 de lei. Veniți mă, deci da, și cu școala, am înțeles că o anunțat în Consiliul Director acolo la ei, să strâng niște bani fiecare și o să încerc și-o la primărie, pune fiecare trebuia, să ajute familia. Deci despre asta vorbim. Nu că va veni cu o factură, cu o chitanță, că atâta costă operația. Nu mă gândesc la chestiile astea. Și noi, ca Consiliul Local, putem pune mâna la mână. Da, 50 de lei. 100 de lei de fiecare, ajutăm oameni. Deci, eu asta o fac, o inițiez și în cadrul primăriei. Bine, la așa e fac. Dar, legal, prin Consiliul, putem ajuta, da un ajutor, și o să stăm prima acolo, nu 15.000 de lei toată suma, o să dăm 3.000 de lei, 2.000 de lei, 1.000 cât avem, cât putem. Da, așa, adică nu se impune. Vorbiți pe rând, nu faceți discuții. Nu ni se impune nou toată suma, gata, când se locați la vorbi suma asta. Ce alte probleme dacă sunt? Vis-a-vis de punctul divers. Eu vă spun să mă domnul Matei, vă rog. Domnul primar, îmi pare, v-am cerut să faceți o adresă de poliție, să trebuie să-i fac o informare. Domnul șef de post, era o discuție legată de, în special, necesară o cameră de filmat. Și nu numai. Dar o să urmeze să aprobăm procedul pe anul viitor și poate prindem și niște bani pentru camere de filmat în comună. Vor fi noi intrările și ieșirile din sat. Tot am pun câteva luni, v-am rugat să faceți o situație cu numărul de ajutoare sociale, valoarea care se cheltuiește. Dar este făcută situație. Da, dacă... Dacă vreți să ne spuneți ceva de casa lui Sede, din proiectul la casa lui Sede, vorba de... Ne-am pus la CNI, am fost acolo de o misiune. Contracte, semnate, depuse. Așa și ultimul punct. Cineva care lucrează în afară se interesează cu trăierul comun. Pe la postul ce ar fi un graș, ceva de genul, ar fi liber, știți ceva? Puteți face o situație care să o prezentăm? Poate o văd și alții și poți cede. Vorbind de terenul de la postul CAP, este la un privat, sunt girate la... Sunt trei cărți funciare și sunt girate la trei bănci diferite. Când o să scoată banca la vânzare, e disponibil pentru orice. Nu este a noastră. Pentru ce? Da, cu siguranță nu este a noastră. Pentru casă? Da. Nici a... Da, e. Da. E întrebat. Terenul care ar putea să le cumpere, să le concesioneze
sub orice formă. Dacă am făcut o situație, să vizităm consiliul, eu urmăresc schimbările și... Numai de la proprietarii privați. Noi nu avem teren, noi primăria, o bate eu. Proprietarii privați care au vânzare, știți ceva, nu știți, nu? Care au de vânzare? Exact. Internetul, publicațiile, da, nu sunt terenul de vânzare. Agențiile, la primărie nu vin. Imobiliare, agenții imobiliare. Dar sunt terenul. Pentru terenurile extravilane, e legea cu 30 de ani. Terenul de vânzare. 30 de ani. Da, dar e legea, nu știu cum, de la un plasă. Pentru pe site e la dispoziție care legea. Legea 17, dar nu avem teren disponibil pentru... Nu noi, proprietarii privați. Sunt ceilalți interesați. 15, legea 15. Am mai putea concesiona din izlazul care îl avem, să-i modificăm destinația, cumva, eu știu. Facem creăm altul loc. Exact, ai interes local. Exact cum am spus și am concesionat pentru pensiuni de astea de vacanțe, care în mare parte nu s-au mai făcut, am putea face același lucru mai departe, mai pregătit. Dar eu, dă voi legea. S-a făcut până în anul 2004 sau 2000. Este dacă scoți, ce scoți, să repui la loc. Se poate să fac interes local. Nu poți, doar pentru investiții de interes local. Interes local. Păi, dar dacă faci un parcare este interes local. Dar nu poți să ești tot. Chiar dacă, dar dezvolți zona, vine 10, 5, pensiune, foarte. Pentru ceea ce își propune... Își propune consiliul local, să facă zonă rezidențială și nu le faci. Acum, ca să înțelegem... Pentru ceva de bun înțelegem... E foarte constrâns de lege chestia asta cu izlazul și spațiul verde. Adică e, nu e așa de simplu ca să scoți un hectar din... Vor să vândă, dacă știi cumpărători... Din domeniul, din spațiul verde, să-l vândă la privat. Nu este aproape imposibil. Concesionat. În 2013 s-a dat o lege, s-a interzis concesionat. Dacă mai sunt alte probleme la diverse, domnul Orcheanu, vă rog frumos. E de salutat faptul că executivul a dat dovadă de receptivitate la felicitările noastre referitor la drumul de la pod la Peltin, drumul ăla pe Bruin. Numai că aici o mică observație, îmi permis să fac, că cei care execută reprofilarea platformei sunt de două feluri. Unii care fac creastă centrală și alții care fac creste laterale. De data asta s-a făcut o creastă laterală, ceea ce va împiedica într-o oarecare măsură scurgerea pe platformă. Deci, de pe platformă spre acostament, nu trebuie să existe nicio creastă. Ăla este material care ne-a costat, mă refer la mineralul, agregatul mineral, respectiv, balastul și pietrișul ăla. Ăla ne-a costat bani să ducem acolo, să împrăștie și așa mai departe. Ăla trebuia rămas pe platformă. Nu a fost lucrarea completă la solicitările pe care eu v-am rugat atunci, referitor la materialul la nisip cu pietriș și mărunt, ar fi rezolvat treaba. Acum, ca să vă apucați să faceți această chestiune, această treabă nu mai e posibil, pentru că vine iarna și vor fi reprofilările, adică curățirea de zăpadă și platforma oricum va fi atinsă. Eu pe viitor spun că trebuie avut în vedere ca lucrările când se execute, ele se plătesc, să se facă corespunzător. O altă problemă m-a rugat cu limitarea de viteză pentru pod. Dacă suntem de acord că podul Hăiotiu este în, cu probleme, referitor că el trebuia reparat la această dată, eu spun, ca să întâmpinăm, să preîntâmpinăm cu un dezastru, trebuie două indicatoare cu limitare de viteză. Nu putem tonajul să-l limităm. Materialul lemnos va trebui cărat, cerealele vor trebui cărate de acolo. Până la reparare, să nu se producă trepidații, mașinile care trec cu gabarit mare să aibă o viteză limitată, eu zic, până la 5 km pe oră. S-a încercat luna trecută curățirea lui de podmol, lângă trotuarele podului respectiv, acolo sunt și barbacanele. Vreau să vă spun că sunt doar 3 barbacane pe toată lungimea podului cu desfundate. Este foarte important ca
apa din precipitație, din topirea din peste, nu rămâne pe platformă, că aia, odată cu înghețarea, mărește volumul și produce pagube însemnate. Deci curățarea barbacanelor, referitor la lucrările respective, acum nu cred că mai pot fi făcut nimic. Vreau să vă informez, domnule primar, că astăzi, dacă nu ați fi intervenit ieri pe drumul cu autogrezilor respectiv, în sala de ședință, pe lângă dumneavoastră, doamna secretară, doamna contabilă, operatorul și mai știu eu, așa, pe lângă ăștia 14 care suntem, mai erau încă 14, care m-au rugat frumos să-i anunț cu ora să prezinte la dumneavoastră. Dacă doriți o listă a doritorilor care acționează... A, putea să vină să și mulțumesc, nu neapărat okay. Să vină numai scriptici. Ce se întâmplă? Haideți să ne obișnuim să nu așteptăm mulțumiri atunci când avem datorii de făcut. Deci, dacă făceați ceva peste datoria de serviciu, luat așa, mii de mulțumiri. Altfel, nu... Trebuie să fim zgârciți cu mulțumiri. Am înțeles. Vă mulțumesc. Domnul președinte, nu trebuie să mă rugați, că am bun simț ca să am înțeles, mă mulțumesc. Cine mai dorește? Domnul Oprea, vă rog. Da, înțeles. Eu cobătul și mergem împreună. Deci vreau să-i spun domnul primar că m-a rugat la o ședință anterioară cu marcarea drumului, care nu s-a rezolvat. V-am mai rugat cu rezolvarea parapieților, nu s-a rezolvat. Vă mai rog, cu mașinile de pe drumul Căiuț Pahăvea, se rezolvă să nu mai rămân pe carosabă. Vă mulțumesc. Pe timpul nopții. Cine mai dorește? Scurt, așa. V-am dorit cu domnul. Cine mai dorește să iau cuvântul la diverse? Dacă nu vreau și eu să vă spun două cuvinte. Mulțumesc, domnul. Domnul primar, da? Mă adresez domnul consilier. Știți că avem o echipă de fotbal, am vorbit cu dânsii, vreau să vă fac o propunere. Haideți toți care suntem din cotizația noastră de consilier, dăm 1 milion măcar să luăm la echipa de fotbal. Dacă sunteți de acord. Sau cei care mai avem societăți, în 2-3 milioane, cred că nu sărăcem. Asta e așa, ca o paralelă. Că vă spun sincer, din ce am mai auzit și am mai vorbit cu băieții, dispare ca și activitate, dacă nu. Iar domnul primar îl rugă să găsească o modalitate de să aloce 20-30 de milioane să faci un statut și o asociație nouă. Poftim? Azi, spus mie, nu-mi place fotbal. Îți place altceva, trebuie să placă și fotbal. Doar ajut. Pune-mi să facem altceva la fotbal. Trecem așa. Dacă n-ai de unde, pune-mi mai pentru, îi faci în timp. Dar eu pas să-ți poți pentru mine. Da. La un pas să-i spun bugetul la aia de 3.000 tot an. Mulțumesc, domnul. Da. Deci, asta și acum pentru tot domnul primar a spus că nu-i mulțumesc nimic. Aș fi vrut să-i mulțumesc la sfârșit de an. Că repară drumul ăsta de la stradă până la pod, dar nu pot să-i mulțumesc. Măcar îmi făceau o mulțumire, făceau un strat de asfalt, punea ceva. L-am reparat. Domnul primar. Curava și cu 2 stași de cinezi. Domnul primar, lasă-i drum. Măcar mi-ai prins că o am de asfalt la pod. Dacă punea și făcea drum, puteam să-i zic ceva, nu ce să zic. Orice laudă înseamnă critică. Da. Deci, dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, declar ședința. Dacă vreți să vă spun și eu ceva, să spună domnul. Astăzi am avut fază determinată la podul de la Pralea. Se mai lucrează un pic și va fi gata. Ăla lucrează de podul de la Căiuț și de la Bridaș și de la Căiuț. Am putut ține constructorii la nivelul comunii, doar prin efortul făcut din grijă doamna contabilă, în special, de a cere mirea aprobării de la Ministerul Dezvoltării, sunt de voie să putem susține din bugetul local, ca să nu ne plece constructorii și să ne recuperăm banii. După aia, pe anexa 4, este totul legal, nu să nu se uite cineva la mine că vorbesc prostii și nu știu ce și așa. Deci, ținem lucrările la nivelul comunei,
ca să mergem pe înainte numai în felul ăsta. Și sperăm să ne putem recupera banii la Ministerul Dezvoltării. Sperăm. Avem acolo depus și situații de lucrări, documente. Tot ce trebuie. Altfel, lucrările rămâneau la stadiu de acum 2 luni, 3 luni, de când nu s-au mai plătit. Și am avut fază, dar pe alea am fost arată foarte bine și gardoanele și podul. Trebuie să mergeți, să vedeți. Și așa o să fac la Tișoara, da? Și la Pinu. O să vedem, nu? Nu vreau să mă laud de singur, dar o să vedem ce se întâmplă. Păi aici ce vede, domnule? Tot așa. Trebuie să dați un răspuns. A văzut, e bine. S-au montat, s-au făcut. O să trece cu mașina. Se marchează drumul, parapet. Se marchează drumul. Ați înaintat, să înștiințarea. Se marchează drumul să facă parapet. Asta e domnul. Dacă trece unul din parapet care nu a fost, să știți. Da, acum... da, asta ca informare. Și, după cum vedeți, și la dispensar se lucrează în forță, doar tot pe motivul ăsta. Acum, ca să... Dacă lași constructorul cu câteva miliarde în gând, nu-ți mai vine. E normal. Omul n-a ajuns să ducă... Acum, iar nouă nu ne convine să lăsăm lucrurile la nivelul ăsta și să pățim cum, de fapt, este istoria nescrisă acum cu Negrosel. Să ajungi după câțiva ani, cu lucrarea începută și cheltuie de câteva miliarde și nu scoase la cap. E scrisă istoria. E scrisă, e scrisă, da. Domnul primar. Da, da. La Conacul Rosetti s-au făcut niște recomandări ca să acopere gaura aia, dacă... Domnul, timpul este... Domnul profesor. Da. Cu cel mai mare... În acoperiș există o gaură care... Există o gaură, cu cel mai mare drag, cu cel mai mare implicare. Nu putem să acoperim gaura aia, să vă spun de ce. De atâția ani au potrizit scândurile și grinzele de acolo, eu nu mi-asum cu absolut nimeni să urce acolo să pun o coartă. Ne-am urcat atunci. Păi, dar nu vă urcați dumneavoastră. Dar nu urcă, dar cine îl trimite acolo? Unul? Unul? Sunt specializate, pe aceștia care mai lucrează, colele de tablă pe care le-am pus, le-a luat vântul că n-ai ce să le mai prins. Iar omul când calcă acolo s-a tot dus și acolo e un gol de... Adică... Faceți un contract. Macara de nivelul ăla să urcă și acolo sus. Trebuie o schelă acolo care să ajute la lucru. Tot am zis că... Se poate să o acolo, se degradează și mai tare. O altă veste mai bună pentru noastră. Și vă mulțumesc că m-ați... influențat așa, vis-a-vis de gazul de la din comun. Avem, astăzi a venit următorul meu, prin niște cunoștințe am dat cineva la media și care ne-a promis solemn că o să avem gaz în comun. Au venit mail, dăm niște detalii. Sperăm să implice și să... E cineva mai de sus de la media de acolo, mai nou a ajuns. Și sperăm să iasă acea lucrare cu gaz. M-a sunat domnul Luma? Nu, altcineva. Ei trebuie să dea altă rând. Cu gazele, dacă ați văzut... A el a început, adică ceva, o aprobare ei? Domnul Matei, dacă ați văzut, președintele Vasa a promulgat legea gazelor, prin care ei sunt obligați să facă traseile. Noi, dar asta înseamnă cheltuiala lor. Ca comună se dus. Au niște oameni noi acolo. De ce trebuie să le facă? E promulgată legea... Cunoaște cineva din Căiuți și domnul Sărbu cunoaște cineva, am mai vorbit cu acel domn. Și acolo suntem în discuție, dar acest chiar are, în fiecare zi mă sună, mai dă-mi aia, vezi că am trimis mail-ul, mai trebuie asta, mai trebuie asta și sperăm să o scoate. Toată comuna, toată statul din inclusivarea? Tot proiectul. Proiectul. Când face, face tot. Da. Tot frumos. Păi da, așa cum trebuie, nu cu bucățelul iară, pentru toată proiectul ăsta. Iar, zărnicul acolo, zărnicul m-ați întrebat și... Mai... Săptămâna trecută la București. Încercăm. Dar nu, încă nu e zvârcul acolo ca să dea drumul la eficienie. La mai era undeva pe patrimoniu, dar proiectele acolo sunt pe 20 de ani. Mie mi-e teamă. Au vrut să-mi dea banii banul ăsta pentru proiectare, 200 de milioane sau nu știu cât. Și la anul mai dă încă 300 și la anul celălalt încă, păi, și ce am făcut? Am insistat să-l țin pe CNI, să finanțează tot dintr-o dată, s-au apucat de treabă și să-l încheiem.
așa să ducem pe jumătăți, mi s-a părut că nu e ok. Nu, adică nu s-a reținut atât. Acum mai sunt discuții. Cine mai dorește să vorbească? Domnul primar, mai aveți ceva de zis? Dați asta, dați. Cine a cerut situația la 460? Domnul Matei, nu? Ce 76 de dosare, sunt 76 de beneficiari cu număr de 262 de persoane în dosare și cu suma la luna noiembrie 27.176 de lei. Ca valoare. Nu putem să-ți dăm asta. Cu CNP-ul, că să... S-a organizat CNP-ul. Da, mai, eu vreau să mai spun ceva, domnul primar, ca un sfat. Dar când s-a închis ședința, domnul, pare că v-am așteptat, plecați înainte. Chiar așa, având în vedere conjunctura politică actuală, trebuie să aveți grijă la toate cofinanțările, la proiectele mari, ca să le asigurați, să le aveți, să nu se întâmple, cum ați spus, cu proiectul care începe și când vine să dăm partea noastră, Consiliul Județean, dacă vă dă, nu vă dă, nu se mai știe cum vin sau în ce formă să mai dea bani. Să nu ne trezim că rămânem câteva zeci de miliarde cofinanțare la diferite proiecte. Și să nu putem acoperi atât. În rest, dacă dumneavoastră mai vreți să spuneți ceva, dacă nu declar ședința închisă, vă mulțumesc.